Hi everyone, we are Bicolores, just arrived in Romania, and we are here to play different concerts, and today we're going to record our CD once again, sort of, but in concert version. We are going to play his piece of music for wind instruments in Dinu Lipatti Memorial House outside Bucharest, where we're going now. So we owe a huge thank you for opening the doors to this house, to the organizers or the hosts in this house, and then we owe a thank you for supporting us to the Romanian Cultural Institute, who is like the organizer of our tour here, and then not least a huge thank you to BMW who have rented us a car. Părea surprinzătoare atenția specială pe care compozitorul din Lipatiu acordă instrumentelor de suflat. În contextul unei creații reduse numeric, dacă o judecăm la modul absolut, fără a o raporta la scurta viață a muzicianului, și a faptului că înainte de orice, Dinu Lipatti era un pianist de geniu și, în mod firesc, pianul apare în cele mai multe dintre lucrările pe care le-a scris. În ceea ce privește partiturile dedicate instrumentelor de suflat, sunt lucrări cu elemente de originalitate, sinteze între modalitățile de valorificare a folclorului românesc pe care le învățase la orele de compoziție ale lui Mihai Jora și, pe de altă parte, asimilarea influențelor din spațiul componistic francez și sincronizarea ideilor sale cu cele ale marilor compozitori moderni, precum Béla Bartók sau Igor Stravinsky. Creația franceză de la începutul secolului 20 adusese deja în prim planul scenei camerale instrumentele de suflat, flautul, oboiul, clarinetul, cornul, trompeta sau fagotul, prin punerea în valoare a specificităților timbrale și a expresivității particulare, iar toate aceste lucruri Dinu Lipatti le află de la clasa de compoziție de la Ecole Normale, unde el studia, la Paris, cu Nadia Boulanger. Nadia Boulanger a fost o promotoare neobosită a creației lui Claude Debussy, era totodată o admiratoare profundă a lui Johann Sebastian Bach, dar și o susținătoare a neoclasicismului și a modernității lui Igor Stravinsky și el autor al unor lucrări importante pentru instrumente de suflat, cum sunt sinfonia sau octetul. Toate aceste convingeri se transmit și lui Dinu Lipatti. Să luăm în calcul și atmosfera de la clasa de compoziție a Nadiei Boulanger. Lipatti avea aici colegi precum Igor Markevich sau Jean Francais, care la rândul lor se apleacă asupra instrumentelor de suflat. Nu trebuie să minimalizăm influența lui George Enescu, nașul și mentorul lui Dinu Lipatti, care scrisese în tinerețe cantabile și presto pentru flaut și pian, legenda pentru trompetă și pian sau osoar pentru patru trompete. Nu știm dacă aceste lucrări pe care Enescu nu dorise să le facă publice îi erau cunoscute lui Lipatti, însă cu siguranță Dixtorul opus 14 pentru instrumente de suflat nu putea să-i rămână necunoscut lui Lipatti. Iată așadar că în perioada 1936-1949, Dinu Lipatti scrie Allegro pentru clarinet și fagot, câteva pagini dintr-un quintet pentru suflători, introducere și Allegro pentru flaut,
obat pentru flaut, oboi, clarinet și fagot, cărora li se adaugă câteva aranjamente după sonate de Scarlatti pentru quintet și trio. Thank you.
Partitura pentru flaut solo, introducere și Allegro, scrisă de Dinu Lipatti la Paris în anul 1939, autorul își arată atașamentul pentru etosul școlii românești de compoziție, așa cum îl descoperise în timpul studiilor sale cu Mihai Jora. Lipatti a primit o invitație de a scrie o piesă într-un timp scurt, pe care i-o va dedica lui Roger Cortet, unul dintre cei mai talentați flautiști francezi ai momentului, absolvent al Conservatorului Național din Paris și devenit ulterior profesor la aceeași instituție. La momentul apariției introducerii și Allegro-ului pentru flaut solo, Lipatti își exersase deja scritura pentru instrumente de suflat în vintetul rămas neterminat. Inspirația folclorică românească se întâlnește cu rafinamentul coloristic francez și pregnanța ritmică specifică lui Stravinsky în lucrările acestei perioade, adică în Sinfonia concertantă pentru două piane și orchestra de coarde, în Suita pentru două piane, Nocturna franceză în fa diez minor sau în Concertul pentru orgă și pian. O introducere amplă care întrece în dimensiuni Allegro-ul ce urmează se derulează într-un tempo doinit, rubato, iar flautul preia rolul fluierului de păstor cu fraze ornamentate, ambitus melodic amplu, cu un ritm flexibil și o formă liberă ce dă impresia unei improvizații. Tema Allegro-ului o reprezintă o piesă extrasă din ritualul de nuntă din zona Vrancei, culeasă de Henry Browner în 1934 și recepționată de Lipatti, probabil, prin intermediul etnomuzicologului Constantin Brăiloiu, un apropiat al său. Thank you.
anul 1936, în care Dinu Lipatti scrie cea mai cunoscută lucrare a sa, concertinoul în stil clasic pentru pian și orchestră, dar și fantezia pentru vioară, violoncel și pian și tocata pentru orchestră de cameră rămasă neterminată, apare și un Allegro pentru clarinet și fagot, o piesă despre care autorul nu ne dă niciun fel de detalii în corespondența sa cu profesorii și cu prietenii săi, așa cum se întâmpla de obicei. Ne putem imagina că este vorba despre un exercițiu pentru clasa de compoziție a Nadiei Boulanger, pe care Lipatti o frecventa la Ecole Normale din Paris, ori pur și simplu despre o modalitate de relaxare între recitalurile și concertele care îi ocupau din ce în ce mai mult timp. Ultima partitură finalizată a lui Dinu Lipatti, Obad, pentru flaut, oboi, clarinet și fagot, este o lucrare cu totul specială, în contextul creației sale și a biografiei totodată. Tânărul muzician, a cărui viață urma să se curme pe 2 decembrie 1950, după ani de suferință și tratamente interminabile prin care a încercat să-și vindece boala Hodgkin, tânărul muzician, așadar, scrie Obad în aprilie 1949, într-o perioadă în care fusese nevoit să-și anuleze toate concertele și recitalurile din cauza stării sale precare de sănătate și are astfel timpul necesar pentru a se ocupa de compoziție. Pe de altă parte, lucrarea relevă o relație cu totul specială pe care Lipatti și soția sa, Madeleine, au avut-o cu dirijorul elvețian Paul Zahăr și soția acestuia, Maya, o prietenie despre care ne putem face o idee destul de clară lecturând corespondența dintre cei doi muzicieni, scrisori pline de umor și de simpatie reciprocă. Iată, pe 27 aprilie 1949, ce îi scria Dinu Lipatti prietenului său. Mult iubite Paul, te-ai născut cu 2 săptămâni prea devreme. Cel puțin așa mi-a zis azi dimineață copistul acestei partituri, alias Bipat, un pseudonim al lui Lipatti, un joc de cuvinte, Bipat, 2 lăbuțe, când, panicat la gândul că se apropie aniversarea dumitale, i-am cerut să livreze toată comanda. Cum copistul ăsta idiot nu este capabil să-și termine mâzgăliturile înainte de 15 mai și cum nu voiam pentru nimic în lume să ratez ziua dumitale de naștere, îmi permit să-ți trimit doar jumătate din această obad, rezervându-mi datoria de a-ți expedia ultimele 2 mișcări imediat ce copistul țestoasă va fi terminat de înnegrit hârtia. Am compus pentru dumneata glumița asta în 3 săptămâni și fără să mă fi atins de pian, pentru că cele 4 mișcări au fost scrise stând în pat. Scopul acestei obad era să te trezească pe 28 aprilie dimineața, executată fiind sub ferestrele dumitale de 4 holți șvițări. Dacă, din moment ce soarta a hotărât altfel, poate că e mai bine așa, căci dacă deșteptătorul ăsta sui generis te-ar fi impresionat într-un mod dezagreabil, cei 4 bieți blazer ar fi primit cu siguranță recompensa destinată compozitorului, adică o găleată cu apă drept în cap. Și acum nu mai rămâne decât să-ți transmit din partea noastră amândurora cele mai calde urări de sănătate, fericire și prosperitate, precum și via noastră recunoștință și prietenia noastră statornică. Iar pentru Maya, gândurile noastre pline de afecțiune. Al dumitale, Din. Lipatti realizează în această lucrare cadou o sinteză între elementele de folclor românesc
și cele ce provin dintr-o exacerbare a cromatismului din post-romantismul german, precum și influențe tip Bartok și Stravinsky. Prelude, partea întâi, este scrisă într-un stil rapsodic, într-o alternanță de tempouri, vivo și lento, ce creează senzația unui tempo rubato. Partea a doua, dans, allegretto grazioso, se derulează într-un ritm sincopat și rapid, cu un umor fin și proaspăt. Atmosfera se liniștește în partea a treia, nocturne, andante espressivo, iar soarele dimineții pare să-și facă apariția odată cu ultima secțiune a acestei obad, scherzo, într-o desfășurare diatonică. Prima audiție acestui quartet de suflători a avut loc pe 5 martie 1951, adică la 3 luni după moartea compozitorului Dinu Lipatti. Thank you.
Sonatele de Domenico Scarlatti au fost o permanență în repertoriul pianistului Dinu Lipatti, încurajat poate și de remarca lui Edwin Fischer, care îi spusese în martie 1935 că tehnica lui se potrivește foarte bine lucrărilor compozitorului italian. Obișnuia să cânte un calup de 3 sonate în programul de recital anunțat sau la bis, iar cercetătorul canadian Mark Henley a descoperit printre înregistrările realizate de Lipatti într-un studio privat tot o serie de 3 sonate care, după ce au trecut printr-un proces de restaurare, au fost oferite publicului în format digital în anul 2018. În perioada anilor 1946-49, aceste ultime 3 sonate, în sol major, în re minor și în si bemol major, au apărut și pe afișele recitalurilor lui Lipatti. Un alt fir ce duce la Domenico Scarlatti îl găsim în concertino în stil clasic pentru pian și orchestră de cameră, și anume, o parte a treia scrisă, potrivit autorului, în spiritul scriturii clasice a unui Vivaldi și mai ales a unui Scarlatti. Este lesne să ne închipuim că exercițiul pe care îl face Lipatti, transcriind sonatele catalog lungo 338, 256, 255, 254 și 263 pentru quintet de suflători, alcătuit din flaut, oboi, clarinet, corn și fagot, respectiv sonatele catalog lungo 447, 255 și 286 pentru trio format din oboi, clarinet și fagot, are multiple semnificații. Înțelegerea deplină a intenției componistice prin descompunerea planurilor sonore, o demonstrație de timbralizare a pianului prin colorarea diferită a vocilor, o foarte utilă exersare a calităților sale de orchestrator și de însușire a particularităților instrumentelor de suflat. Dacă triourile realizate în noiembrie 1943 au fost dedicate ansamblului Trio de Anci din Bruxelles, cele 6 sonate aranjate pentru quintet de suflători, ce au luat naștere în anii 1938-1939, au fost incluse în programul singurului concert pe care Dinu Lipatti l-a susținut în calitate de dirijor. Evenimentul, un concert fără public, transmis în direct, a avut loc în studioul radiodifuziunii române pe 16 aprilie 1940, dată la care este consemnată și prima audiție a acestor lucrări. În vara acelui an erau prezentate la Paris în premieră de către Quintetul Filarmonic. Thank you.
Thank you.
Thank you.